Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a Jurnalului Imobiliar. Eu sunt Ramona Ganea, gazda dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, iar astăzi am alături de mine două domnișoare superbe, experte în creditare imobiliară, parte din credit24h.ro, care ne vor povesti ce ar trebui să facem ca să putem achiziționa printr-un credit ipotecar un imobil nou, care sunt pașii și ceva detalii despre procedura în sine. Le am astăzi alături de mine pe Alexandra Boicoianu și pe Alina Dincă, care ne vor da câteva detalii și ne vor răspunde la întrebări. Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc tare mult că mi-ați acceptat invitația și sper să vă simțiți confortabil în Jurnal Imobiliar. Bună, Ramona! Mulțumim tare mult de invitație! Bună, Ramona! Îți mulțumim frumos pentru invitație! Este o onoare să ne aflăm aici alături de tine astăzi. Pentru început, de ce a fost nevoie să se înființeze Credit24H.ro? Credit24H.ro s-a înființat pentru a oferi suport colegilor din Sud Rezidențial. Odată cu trecerea timpului, am început să colaborăm cu dezvoltatori imobiliari din București, din Ilfov și nu numai. Credit24 s-a înființat din dorința noastră de a eficientiza pe cât de mult posibil cursul unei tranzacții imobiliare, de a oferi soluții de creditare rapidă și personalizată, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Care este aportul vostru într-o tranzacție imobiliară? Aportul nostru este unul considerabil. În primul rând, venim în sprijinul clienților pentru a le oferi cele mai bune oferte bancare de pe piața din România. Centralizăm către aceștia ofertele bancare, fără ca ei să mai fie nevoiți să facă nenumărate drumuri la bănci. Le oferim soluții personalizate în funcție de profilul lor de client, iar un avantaj major pe care îl au clienții îl reprezintă timpul rapid de răspuns și faptul că noi deținem un control asupra dosarului de credit, păstrând mereu legătura cu banca și agentul de vânzări. Confortul clientului este principalul atu al colaborării cu Credit24. Clienții noștri primesc constant feedback pe întreaga desfășurare a aprobării creditului și nu numai. Colaborarea nu se termină la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, ci aceasta continuă și după, în funcție de nevoile fiecărui client în parte. Cum evoluează o tranzacție imobiliară din punct de vedere al finanțării, din punct de vedere financiar? Faza incipientă debutează în momentul în care facem scoringul bancar. Etapa următoare o reprezintă colectarea informațiilor din punct de vedere al ofertelor bancare, centralizarea acestora către clienți și împreună cu clienții noștri alegem cea mai bună variantă în funcție de dorințele și de profilul acestora. Următoarele etape se conturează în funcție de cerințele fiecărei instituții financiare și aici menționăm preaprobarea financiară pe care o putem obține până la 180 de zile, analiza juridică a documentației cadastrale, evaluarea imobilului, aprobarea finală, precum și întocmirea contractelor de credit și a contractelor de ipotecă în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare. O întrebare pe care noi o întâlnim foarte des în departamentul de vânzări este de ce ar trebui să merg la Credit24? Care sunt plusurile cu care veniți voi în comparație cu o colaborare directă cu banca? Am putea spune că asta este principala întrebare de care clienții noștri sunt cei mai interesați. Din punctul meu de vedere, principalul atu pe care îl avem reprezintă colaborarea cu toate băncile de pe piață și cu nenumărate instituții financiare. Datorită acestor parteneriate pe care le-am creat de-a lungul timpului, reușim să oferim clienților noștri produse bancare personalizate, reușim să le oferim dobânzi preferențiale. De asemenea, noi reușim să menținem o legătură permanentă între bancă, client și agentul de vânzări. Așa cum a menționat și colega mea, într-adevăr, prin prisma parteneriatelor cu băncile, reușim să oferim tuturor clienților noștri pachete personalizate și aici mă refer la reduceri de dobândă, mă refer la micșorarea costurilor bancare, la comision de evaluare zero și la comision de acordare zero. Din câte înțeleg eu, asta înseamnă că poate fi mai ieftin să faci un credit prin credit24h.ro, mai convenabil, să zicem, de fapt, pentru client, decât să mergi direct la bancă și să încerci să obții un credit acolo. Da, de cele mai multe ori clienții sunt avantajați prin colaborarea cu noi, deoarece ar face foarte multe economii prin prisma acestor reduceri de costuri.
Aș vrea să adaug aici că o primă întâlnire cu noi ar fi suficientă în a lămuri toate întrebările legate de procesul acesta de creditare, de finanțare. Cum ați reușit să treceți peste perioada pandemiei? Sistemul financiar a fost afectat? Perioada pandemiei a fost una extrem de grea, dar în ciuda acestui fapt am reușit să fim alături de clienții noștri, ne-am dorit să fim mai aproape de ei, am încercat să le oferim soluții în momentul în care aceștia au avut nevoie și ne-am adaptat în funcție de fiecare situație în parte. Aici fac referire în special la clienții angajați în cadrul serviciilor afectate foarte mult de pandemie. Pentru o perioadă scurtă de timp, mai exact perioada stării de urgență, într-adevăr, sistemul financiar a fost afectat și aici mă refer la instabilitatea locurilor de muncă. În aceste momente, companiile au decis ca angajații lor să lucreze de acasă și acesta a fost declicul în care ei au realizat că au nevoie de un consultant financiar și pe lângă asta că au nevoie de o locuință mai mare, de o locuință mai spațioasă, poate cu un balcon mai mare, poate cu o curte mai mare. Dar tranzacțiile au fost afectate? Nu, creditarea a mers în continuare, este adevărat, cu mici piedici din cauza noilor condiții bancare, dar cu satisfacția identificării de noi soluții în funcție de fiecare speță. Toate dosarele au fost reanalizate în urma măsurilor de siguranță pe care băncile le-au luat în această perioadă de pandemie. Vorbim aici de majorări de avans, de verificarea documentelor de venit, documente suplimentare de venit sau de o analiză specială pentru angajații din cadrul sectoarelor ce au fost foarte afectate de pandemie. Pe perioada stării de urgență, birourile noastre au funcționat la capacitate maximă, tocmai pentru a veni în ajutorul clienților noștri cu un plus de liniște. Am asigurat în permanență suport și am venit în întâmpinarea lor cu soluții optime, dar în același timp respectând regulile de distanțare socială. Am discutat și anterior cu colegii ai voștri despre această campanie, despre campania Cândva Acasă și nu pot să nu vă întreb și pe voi, pentru că aș vrea un răspuns dedicat clienților din diaspora, pe care ei să-l înțeleagă și să-l asimileze ușor. Este o campanie foarte interesantă și vreau mai multe detalii. Spuneți-mi despre campania Cândva Acasă și cum reușiți voi să obțineți credite pentru clienții cu venituri din străinătate. Campania Cândva Acasă este campania noastră de suflet, este campania prin intermediul căreia reușim să fim aproape de milioanele de români care au decis să plece și să lucreze în străinătate. În momentul de față avem foarte multe cereri de credit privind acest tip de venituri. Credit24h.ro este una dintre puținele divizii financiare de pe piața din România, poate chiar singura, ce oferă soluții de creditare românilor ce lucrează în diaspora. Primul pas în aprobarea creditului este analiza amănunțită a documentației financiare. Ce trebuie să știe fiecare client este că avem de îndeplinit câteva condiții. Puține de altfel, vechimea minimă la locul actual de muncă de numai 3 luni, dar cu o continuitate de 12 luni în câmpul muncii. Contractele. Ele pot fi pe perioadă atât nedeterminată cât și pe perioadă determinată, dar reînnoite cel puțin o dată. Iar în funcție de fiecare bancă, clienții trebuie să îndeplinească anumite condiții privind avansul minim. Către ce variante de creditare se îndreaptă clienții astăzi? În ultimul an am sesizat un apetit crescut al clienților pentru creditele ipotecare. Această creștere s-a datorat în special unor avantaje pe care le oferă acest tip de credit, dintre care menționez posibilitatea de a alege o perioadă de dobândă fixă, posibilitatea de a prelungi perioada de creditare până la 35 de ani, de a refinanța creditul și de a rambursa anticipat fără niciun cost suplimentar. Un alt avantaj pe care îl are acest tip de credit și pentru care clienții îl aleg din ce în ce mai mult este timpul de acordare și de disbursare. De cele mai multe ori, acest proces se desfășoară pe o perioadă undeva la 2 săptămâni. În egală măsură, clienții noștri se îndreaptă și către creditele de nevoi personale, poate pentru suplimentarea avansului, poate pentru costurile bancare sau chiar ce ne place cel mai mult, amenajarea locuinței. Care sunt cele mai dese întrebări de care vă loviți?
Cele mai dese întrebări se conturează încă de la prima noastră întâlnire cu clienții, iar majoritatea întrebărilor se referă la procesul de parcurgere a unui credit, la etapele acestuia și, nu în ultimul rând, la timpul de acordare. Totodată, clienții doresc să cunoască aspecte legate de costurile unui credit și aici mă refer în special la plățile anticipate, dacă există sau nu există vreun cost și dacă mai pot accesa un alt credit în viitor. Din câte știu eu, clienții găsesc la voi mai mult decât un consilier financiar și asta o putem afirma datorită numărului impresionant de dosare pe care le gestionați anual. Cum reușiți? Personalizăm fiecare discuție cu fiecare dintre clienții noștri și venim în sprijinul acestora cu un răspuns rapid și transparent. De-a lungul timpului, numărul dosarelor noastre de credit a crescut considerabil, iar asta s-a datorat în primul rând serviciilor de calitate pe care le-am oferit și, nu în ultimul rând, clienților mulțumiți care ne-au recomandat la rândul lor familiilor, prietenilor sau cunoștințelor. Vrem să le mulțumim clienților pe această cale, vrem să le mulțumim că ne-au recomandat și că ne-au ajutat să ajungem atât de departe. Așa cum a menționat și colega mea, fiecare speță ne provoacă să identificăm cea mai bună soluție financiară și ne motivează de fiecare dată să oferim cu același interes servicii de înaltă calitate. De cele mai multe ori vedem recunoștința clienților în recenziile pe care aceștia ni le transmit, recenzii ce ne încarcă și ne stimulează să fim din ce în ce mai buni. Cum află clienții despre credit24h.ro? Cine sunt clienții care ajung să acceseze serviciile voastre? Aș putea spune că cea mai reprezentativă sursă de promovare o avem din recomandările clienților noștri și nu numai. Ne-am făcut cunoscuți și pe piața online prin site-ul nostru credit24h.ro, pe Facebook, pe Instagram și mai nou pe YouTube, dar și prin nenumăratele târguri imobiliare la care am participat. Clienții noștri sunt clienții care achiziționează imobile prin sud rezidențial și nu numai. Care sunt planurile de viitor ale credit24h.ro? Dorim să ne extindem, dorim să fim mai aproape de clienții noștri, iar următorul nostru plan este să deschidem noi puncte de lucru. În viitorul apropiat ne dorim să colaborăm cu dezvoltatori imobiliari externi și să ajungem să finanțăm clienți și care să se bucure de calitatea serviciilor noastre. Dragile mele, vreau să vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături și să vă mulțumesc și numele celor care ne-au urmărit, pentru că sunt convinsă că au aflat informații importante și că astăzi sunt mai deschiși să colaboreze cu credit24h.ro. În cazul în care nu, îi așteptăm la birourile noastre oricând au nevoie de mai multe informații. Le-am avut astăzi alături de noi pe Alina Dincă și Alexandra Băicoianu, două experte în creditare imobiliară, pe care le puteți găsi în birourile credit24h.ro atunci când veți avea nevoie de mai multe informații și cărora le dorim mult succes în activitatea lor în continuare. Vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă așteptăm alături de noi și în ediția viitoare. La revedere!